studiosul Cornelie. Bună seara, bună seara! Seara! Bună seara! Doamnă, cheamă și Corneliu, înainte să întrebe treaba asta. Nu știu dacă mă cunoașteți împreună cu Viosul Cornelie, sunt stareț și marketing manager la Biserica Ortodoxă Română. E un job nou de care era nevoie în Biserica Ortodoxă, pentru că avem o mare problemă, nu mai vorbim cu tinerii, nu ne mai adresăm tinerilor. Și vreau să încep prin a cita din părintele spiritual al Bisericii Ortodoxe Române, Mare Gigi Becali, care spune că biserica trebuie să meargă bine și pe partea economică, nu numai pe partea ecumenică, dacă înțelegi. Și da, biserica se află într-un mare impas, nu mai vorbim cu tinerii, deci nu mai vindem la tineri. Am fost chiar ieri la birou la Prea Fericitul și i-am zis care e viziunea mea. Ne-am uitat un pic pe cifre și vreau să vă spun că este jale. Uitați-mă și dumneavoastră cum stăm. Avem aici un funeral pie chart pregătit chiar de mine. Ferie din colivă, mă. 89%, babe, mă, nu se poate așa ceva. I-am zis, arhimandrite, e nevoie de idei, domnul, doamne, iartă-mă. I-am arătat. Nu, n-ai cum. Tehnica pomenire. Cu ce am început? Ei sunt prea fericite, ia un loc. I-am arătat imaginea asta, da? Ce înțelegem noi din imaginea asta? Că Biserica Ortodoxă este cel mai bun sistem de franciză, da? Ce înseamnă francizele? Puncte de vânzare. Iar dacă vrei să placă tinerii, trebuie să faci merchandising. Mi-a zis pe avergetul, dar noi facem merchandising. Zic, ce faci, mă? Lumânări? Arhimandrite? Ales merchandising. Fiți atenți, uitați-vă un pic. Bă, ce jale am găsit. Ăsta e merchandising-ul actual în Biserica Ortodoxă Română, da? Umbreloc, Arsenie Boca, calendare de alea de le lipești, candele, într-un cuvânt, boring. Mi-am primit și ciocolăți de cuvinte, vedeți aici, i-a plăcut arhimandritului. Ideea e că avem nevoie de propuneri noi și am venit cu o gamă fresh de merchandising pentru 2022. Se cheamă Merci cu Domnul. Altceva, m-a zis, fresh. Pe scurt, am zis să scăpăm de calendarele ortodoxe clasice, de exemplu. Și pentru prima dată vrem să cunoaștem părinții nu numai ca slujitori ai Domnului, ci și ca niște bărbați arătoși. Vă prezint primul calendar ortodox sexy. Lucrăm la titlu. Momentan se cheamă Borhot, dar mai lucrăm la titlu. Nu ne iese tocmai bine. Oh my God! Ăsta ar fi un exemplu. De exemplu, ce înseamnă făcutul crucii? Da, înseamnă mișcare. Brățara asta își îndeamnă credincioșii să facă cruci de minim 30 de minute pe zi, da? E încă în teste, vă zic, pentru că se pare că se dezvoltă mai mult mâna dreaptă. Și oricum părinții ei nu știau problema asta, doar mâna dreaptă mai dezvoltată, nu știm de ce. Căutăm, da? Iarăși, nu găsim asta, avem o pușculiță, dar e pușculiță cu un singur sens, da? Adică tu bagi, dar nu mai poți să scoți din ea. Dar măcar știi că banii sunt bine la biserică, dar și până la urmă asta e esența bisericii. Bagi bani, dar nu mai știi ce faci cu ei după aia. Nu vedeți că asta o să vândă... Ăsta o să vândă ca prescura caldă, vă zic, n-ai cum. Și acum am zis să nu neglijăm nici targetul foarte important, și anume sexul neputincios lunar. Și avem cădelnița cu uleiuri esențiale pentru acasă. Avem două arome pentru început. Aroma de altar curat, dacă vreți să acoperiți mirosul de vină și de vinovăție. Și a doua aromă pe care am ales-o eu special, ca să ne aducă, aminte de jertfa băiatului CEO-ului global, aroma de cuișoare. Global. Știți, nu că a avut necazul ăla cu... Nu mai... CEO Global. Nu râdeți, în curând la punctele de vânzare din orice biserică de lângă dumneavoastră, da? Iarăși, în Biserica Ortodoxă Română e nevoie clară de o repoziționare de brand, pentru că avem produse care sunt învechite, avem percepte învechite, avem o imagine perimată, așa că vrem să jucăm un pic cu percepția în fața tinerilor. Scuze, asta e din altă prezentare, ce scuze. De exemplu, anafura nu mai e sexy, nu? Cine mai mănâncă anafură? Așa că i-am schimbat brandul, nu mai anafură, sunt curtoane ortodoxe. Băi, imediat, merg la supă, merg la snack-uri, blerească pe semințe. Vreau să vă zic așa, în paranteze, că m-am văzut cu Prea Fericitul, ne-am uitat împreună la Iisus din Nazaret, pe Blu-ray. 4 boxuri am băgat împreună, să știți, extraordinare, sunt ca pe semințe. Iarăși, tinerii nu mai sunt atrași de ideea de aghiazmă, așa că nu mai vindem aghiazmă mare, vindem aghiazmă venti. <gântu-i>
Și aici, ca un bonus, ne-am gândit și la domnișoarele mileniale puțin. Și știm că nu vor aghiazmă în ele, așa că spunem aghiazma pe ele. Și avem prima aghiazmă micelară. Vă rog să vedeți produsele de laboratoarele cosmetice Bor. Am bun. Bă, cum se cunoaște că e din publicitate, bă, extraordinar. Bun, iarăși în biserică trebuie să trecem la următorul capitol, și anume, e nevoie de un suflu nou, e nevoie de inovație, e nevoie de idei fresh. Și vreau să vă întreb, prima inovație pentru traficul rutier. De câte ori urlăm cu viteză și vi se întâmplă că suntem șoferi? Vezi o biserică, ai un pericol în față, un câine, dar tu trebuie să te închini, că e biserică. Calci câinele, se prăpădește și ce ai făcut? Așa că în curând o să lansăm alertele de făcut cruce pe Waze. Nu ratezi nicio biserică, te concentrezi la trafic. Pentru enoriași și mai tineri care nu umblă cu bani pe șin la ei. Era acolo. Cine mai umblă cu carduri la el în biserică, în vorba aia? Cripto-cutia. Asta e un proiect care va fi doar în câteva biserici blazon. Dacă vreți în centrul capitalei, cripto-cutia milei. Până lansăm Borcoin, nu puteți plăti cu Bitcoin. E ok, vă așteptăm. Și foarte important, ce m-a supărat pe mine în inimă, mă doare asta, că tinerii nu mai trec, domne, pe la biserică să aprindă o lumânare la vis sau la morți, așa. Și rămâne cu stocuri de lumânări la biserică. Ce faci cu ele? Că la pătorturi nu merg. Că sunt mari, sunt marole, știți cum e de la biserică, nu? Așa că mergem noi cu lumânările la ei, la terasele studențești. Deci, când intră, aprinde la vii, când ies, aprind la morți de beți și vinde lumânările. Serios. Trebuie doar să te gândești un pic, asta i-am și zis. Vreau pentru următorul proiect să ne gândim un pic și să vă întreb așa, hai să fim serioși. Cui nu-i place să pupe picioare moarte? Mihai. Ce dracu? Doar că știi că stai la coadă două zile la Parascheva, da? Două, trei zile stai cu babele alea, ajungi acolo și momentul se consumă prea repede. Ai pupat, ai plecat, ai și dacă ai pupat-o. Așa că ne-am inspirat puțin din sporturile americane, din baseball mai ales și din basket și v-am lansat Kiss Cam pentru moaște. Da. Ai ajuns, ai pupat-o. Ai Kiss Cam-ul pe tine, te arată pe ecran, să bucură enoria și să însuflețesc alta atmosfera. Și o idee... Tot pentru moaște, o idee necesară în... Masca cu față de babă. Bă, băiatule, bă! Aoleu! Nu râdeți că asta e o idee necesară în contextul pandemiei? Că te duci să pupi pe Parascheva, dar Parascheva trebuie să te și recunoască. Și dacă ești tânăr cu barba, așa nu te recunoaște, că avem masca cu față de babă. Și asta o să vândă ca pâinea caldă, vă zic. E prototip. Bă, și apropo de pupat, am descoperit că, bă, noi românilor ne place să pupăm icoane. Bă, da, așa, ca la Balamuc, le pupăm pe toate părțile. Dar gurile rele, știți voi, Arafat... Doctorii spun că nu e igienic să pupe icoană după alte câteva mii de credincioși, așa că aici, uite, mi se face și pielea găină de cât de mișto e asta. Ne-am gândit, în premieră mondială, în lumea ortodoxă, icoana care plânge dezinfectant. Foarte simplu. Credinciosul termină de pupat... Cum a dezlipit buzele, începe să plângă icoana, următorul credincios găsește prea curată, prea dezinfectată. Tata, vă zic. Superb. Și cred că e timpul ca preoții să plece și asupra copiilor. Pentru că Biblia îi sperie un pic pe copii, știți, ciumă, bube, crime, știți cum e în Biblie. Așa că avem niște propuneri, astfel încât să aducem biserica un pic și spre generația Z. Primul este un board game, se cheamă Primul meu sfârșit al lumii. E o abordare optimă, Primul meu sfârșituț, să-i spunem, al lumii. Adică, e și optimist că e primul sfârșit al lumii. Au biluțe de foc, au lăcustici, se distrează. Și tot pentru ei mă gândeam că lumea are o problemă cu Catedrala Mântuirii Neamului, nu înțeleg de ce. Că nici n-a costat mult, e și discret, arată mișto, pune în valoare cartierul. Dar vrem să învățăm pe cei mișto iubească, așa că o să facem Catedrala Neamului din Lego, da? Are doar 325.000 de piese, e recomandată pentru copiii de peste 10 ani, pentru că până o termină fac 18 ani, sunt gata să plece în viața cu toate învățăturile. Da? Și cel mai important, pentru cei mai mici, avem prima mea toacă. Pentru că dacă muzica nu ne aduce mai aproape de Dumnezeu, eu nu știu ce ne aduce, nu? Mulțumesc frumos! Bă, băiatule, bă!
Ce l-am mai sfătuit pe Fericii să facem este să intrăm un pic în influencer marketing. Pentru că, serios, merge în perioada asta, iar toți influencerii bisericii sunt morți de 1000 de ani. Până sabie, până foc, până numai nenorocire, am mâncat lăcustele. Și bă, eu am învățat la școală că influencerii, ca să meargă, trebuie să fie vii. Adică ajută la treaba asta. Așa că am vorbit cu niște vedete din România, avem câteva proiecte pilot, am ales trei să vă arăt. De exemplu, cu actorul și filantropul Mihai Bendea, cunoscutul actor, avem un proiect în care va face vlogging în Sicăstrie, pe care va lansa o carte din peșteră. Cartea se cheamă Jurnal de Sihastru, intrați frați la mine în peșteră. Descălțați-vă la intrare! Coperta înălțătoare, adică... nu știu dacă o știți, a fost foarte mult timp și pe Atomic Delia, cantautoare celebră. Avem un proiect cu ea să facem un album de rugăciuni reinterpretate. Și momentan proiectul se cheamă Bordelia, încă mai lucrăm la titlu pentru că am auzit câteva voci. Care au... Bordelia, bă! Bine! E împărțită biserica, avem... Dar va cânta cu ajutorul Sfântului Autotune. Eu cred foarte mult în proiectul ăsta. Hai. Și nu în ultimul rând, avem o problemă cu Biblia. De ce nu mai citesc tinerii Biblia? Păi ați văzut cât e Biblia? Care 6 kg? Dacă o ții în casă, zici că ți-a aterizat un Boeing, s-a prăbușit acolo, cutie neagră. Nu vrei să o ții în casă, da? Așa că o să colaborăm cu rapperul de succes, Chelu, și facem un format nou, Biblia după Chelu. Mamă! E un format nou, ușor de parcurs, inhalezi cuvântul Domnului și îl dai mai departe. Și poți fi mai pur de atâta. Butafoie. Vă mulțumesc frumos. Slavă. Slavă. Foarte mișto ide. Foarte mișto. Borsiț. Ide. Aia cu chestiunea mi s-a părut absolut genial. Absolut genial. Bă, băiat. O să aibă un ceaun special pentru el în iad. De ce nu-l aduceți în fiecare zi cu același număr? Că aș putea să râd. Număr magic. E clar că Biserica Ortodoxă Română are încă un diavol. Doamne, miluiești! De exorcizat. El este diavolul umorului românesc. Nu guli. Stai-mă că încalc pe ochii. Nu vă trufiți. Diavolescu acest. El aduce numai păcat pe scenă și împrăștie cunoștințele satanei sub formă de amuzament. Aș vrea să, până ne trăznește, să te felicit. Mulțumesc frumos. Bă, Frânculescu este un fel de Chelu în comedie, cumva. Și e unul dintre cei mai neortodoxi. Ăsta este și motivul pentru care roastul lui la Omar a fost cel mai bun ever. Hei, salut! Cum aplaudă publicul? Le-ați dat deja masa caldă, să înțeleg. Forțat. O emisiune serioasă, mă știam unde vin. Bă, să zic că îmi place de voi trei așa cum sunteți în jurul, pentru că mă, știți să vă impuneți, știți să vă faceți auziți. Și mi se pare normal, Delia și Chela, oricum, două voci puternice, iar Mihai Bendeac în sine e o coardă vocală. Extraordinar! De senzație de musical. Foarte bine. Hai să începem cu stânga. Mihai Bendeac, pe numele lui complet, Bendeac Mihai Valentin Octavian. Bă, la câte nume ai, cum să nu fim schizofrenic? Adică înțeleg chestia asta. Deci omul ăsta a fost atât de mult la psiholog, că în primul sezon de Ai Umor, producătorii au avut să pună două scaune și o canapea acolo. Bine, și chiar dacă e ușor nebun, mie îmi place Mihai Bendeac pentru că el cumva trăiește așa pentru artă, știi? Și chiar și în viața reală, Mihai Bendeac e mai dramatic decât Oana Pelea când devine în aceeași zi și Întreținerea și Ciclu. Dacă e mai bine, n-am verificat. Dar nu, Întreținerea. Mamă, dacă la asta a făcut așa... Știți ce are mai nou în comun Bendeac cu Gigi Becali, Sorin Ovidiu Vântu și Cristi Borcea? Toți au scris câte o carte pe care nu o să citească nimeni. Da, oricum, felicitări pentru prima carte a ta, Mihai, serios. Adică ai realizat ceva extraordinar. Ai reușit să scrii o carte mai mult decât a citit Chelu vreodată. Dar nu reveni la Mihai, e un coleg extraordinar, am înțeles, de la toată echipa. Lui Chelu îi împrumută borcănașe cu urină curată, iar de el îi împrumută comportamentul din când în când. Dar am tot auzit zvonuri și lumea vorbește că Bendeac ar fi gay.
Și a zis, bă, eu nu cred așa ceva, adică nu, n-are cum. Zic, Maxim e bi, în sensul că îi plac și băieții și bărbații. Mă, cine-i mă băiatul ăsta? Cine-i mă băiatul ăsta? Unde p***a l-ați luat, mă? Excepțional. Bă, lumea vorbește. Dar oricum, așa, la prima vedere, știu că Bendeac pare genul de bărbat care atunci când dezbracă o femeie cu privirea nu știe să desfacă sutie, nu știi? Genul de bărbat care mimează orgasmul. Am văzut că Bendeac pupă și concurente pe gură, dar ce nu știți că multe au declarat după că au rămas cu un gust pământiu. Zic, pe mine, mă, fetelor, voi nu știți că ăsta suge tocuri? Știu că toată lumea face glume despre asta, dar, bă, respect, ai fost cu Roxana Vancea. Și mai mult decât atât, ai prins loc ca la vaccinul COVID, în prima etapă, între primii 125.000 de oameni, man. Ești bun, mă. Bă. În primii 25.000. Wow. Jesus. Dar noi suntem trei în juriu. Avem și acolo. Convins. Bă, știi cum e, Mihai? Până la urmă știi tu foarte bine că n-ai fost singurul participant la Vancea României. Bă. Hai că am terminat cu Mihai, ceea ce nu spune foarte multă lume. Bă, bună și asta. Dar vreau să știu ce avem acolo în spatele digului de machiaj. Ia scutură așa un pic să văd dacă e Delia. Nu știu, cu tine este un pic așa emoțional pentru că m-ai ajutat foarte mult în viață. Cel puțin în ultimul an de liceu, cumva ai fost mâna mea dreaptă. Acum... Bună seara, România! Te mai bucurat, oricum va fi mult mai sus. Ok, toată lumea știe că Delia e mai obsedată de pantofii ei decât e Bendeac obsedat de pantofii ei. Și vreau să zic, nu pot să-i văd acum, dar eu sunt convins că Delia a cheltuit pe pantofii din seara asta cât deficitul bugetar al ultimei țări exotice în care a fost în vacanță. Dar zi-mi o treabă, Delia, tu te-ai gândit că poate acolo, lângă plaja aia superbă, exotică, poate atelierul la unde trudesc copiii să-ți lipească ție flecurile? Băi, este extraordinar. Băi, este super, te super, este minunat, bă. Bă, mi-am luat atâtea la rusurile astea. Mersi, Dane! Bă, este... Liniște în sală. Continuă, domnule. Dar nu este atât de rea, asta încerc să zic. Ai și tu un pic răbdare. Dane, ești omul meu. Băi, îi și plac hainele foarte mult, Delia, știi lumea asta. Și ce nu știe toată lumea este că Delia poartă chiloți Victoria. Nu, Victoria și atât, pentru că chiloții ei nu mai sunt de secret pentru nimeni. Why? Nu, știu, ce zice? Acum a început să fie, acum, de-abia. Știu că și asta a fost o glumă așa pentru câțiva oameni, că am câți a revenit la mormântarea lui Bendeac. Hey, hello, hello! Trecusem pe aici. Mă rog, întotdeauna m-au plăcut ochii Deliei. Mi se pare, are ochii așa de mari că zici că s-a așezat pe inelul lui Bendeac acum. Deja sunt un pic rușinat așa. Delia are unele momente în care e absolut fermecătoare. Când ține ochii largi deschiși și gura strâns închisă. Așa. Se mai spune despre Delia că este Loredana Groza generației ei. Și cumva sunt de acord, doar că Loredana are voce. Nu, glumesc. Și tu ai voce, dar de vorbit așa. Adică să mă întreb ce fac. Serios, Delia, adică să-mi zici să apăs pe nou ca să trec la meniul principal, genul ăsta, știi? Și nu, chiar am ascultat cam tot ce ai scos în ultimii ani și mi-am dat seama că, bă, NND făcea muzică, dar tipul... Bine, oricum, Delia, vreau să zic așa că ești foarte mișto în jurul la umor, pentru că eu sunt de părere cu emisiune de genul ăsta, clar are nevoie de un personaj așa mai prințesă grețoasă care zici că are sindromul premenstrual 25 de zile pe lună. Chelu. E rândul meu? Continuă, mi-e frică pentru prima oară. Eu vă zic sincer. Nu plec, dar stau așa într-o parte. Tocmai v-am să fac un compliment. Eu vă zic sincer că am crescut cu paraziții. Păca că n-a crescut și Chelu cu paraziții. Și altfel îl admir. Mi se pare că Chelu dintr-un golan rebel a ajuns în cetățean model așa, cu două servicii chiar. Jurat la umor, serviciu de aprobațiune. Stimă, respect. Dar acum îl văd așa pe Chelu, pare că e cumva la ai umor de nevoie. Da. Na,
Trebuie să ne hrănească și el pe aia micii. Umbla Don și fraca da disc. Cobra Kai ăsta, mă. Noi glumim, dar să știți că ultimul turneu Paraziții a mers chiar foarte bine. Pentru că pe afiș n-am mai scris Paraziții, au scris Chelu de la Ai Umor și invitații săi. Bă, a rupt! A rupt! Da, bă! Mă! Băi, băi, nu, nu. Mă! Eu chiar ascult Paraziții și am și o piesă preferată. Îmi place piesa asta pentru că în subtext descrie toate piesele de pe orice album Paraziții și se cheamă Toate-s la fel. Bine, asta se aplică și la piesele în care joacă Bendeac, oricum. Aici ai fost, aici ai fost. Acum noi am trecut mai departe. Vreau să zic că îl admir cumva pe Chelu, că la vârsta lui încă mai cântă hip-hop. Știi că hip-hop e pentru oameni mai tineri, cumva. Bine, cântă la vârsta asta, doar că a trebuit să-și adapteze versurile vârstei. El acum, de exemplu, cântă Sunt genul de om care mă în liftul tău, dar mi-a jumătate de oră. Mai puțărâit așa, mai chinezește. Bă, lui nu-i trebuia să dea 2 ani cu suspendare, trebuia să dea 2 ani cu suspensoare. Vă jur că el e un rapper așa bătrân, că el nu mai fuge de gardă, el merge de gardă. Nu mă iei, vii la cafea aici, nebunite. Nu, dar acum, serios, bătrâne, bătrâne, mi se pare tare că v-ați maturizat și că vă înțelegeți bine între trupele de hip-hop. Iar Vlad de la B.U.G. Mafia a făcut un gest minunat, să-i dea Dumnezeu sănătate. Acum își spune tata Vlad, adică a renunțat la apelativul tataie ca să-l poți prelua tu. Antinerii. Bă, gest. N-am ce zic, Cheru a provocat un dita scandalul când a purtat un tricou, un nu știu videoclip pe care scria White and Proud, alb și mândru. Și am vrut să zic, Cheru, asta cu să fii mândru că ești alb, mi se pare o gândire de anii 90. Corect. 1490. Corect. Bă, Chelu, Bă, Chelu, eu cred că te-ai fi simțit perfect dacă trăiai pe vremea aia, știi? Tu ai fi ars vrăjitoare doar ca să le fumezi. După ce le... Înainte să vin aici, mi-au zis mulți oameni, bă, fă mișto de Chelu, că vezi că e homofob, că s-a luat de unul pe scenă, l-a făcut să plângă și l-a zis, bă, ăla e un băiat, e un băiat de treabă, un băiat sufletist, ăla e un rol, l-ați înțeles. Și acum, oricum, sincer, cum să fii homofob când arăți cu o și cânti ca un... Tocmai mi-am schimbat părerea despre tine. Bă, vine? Nu vine. Vai de că... Bună seara, bună seara. Mă bucur că am onoarea să spun câteva cuvinte despre Ardeal, sau cum mi se mai spune, Ungaria săracului. Nu, terminat. Bă, da, Ardealul, regiunea atât de pitorească încât și prințul Charles și-a cumpărat o casă acolo, în Viscri. Bă, și nu e o coincidență, Viscri fiind atestat documentar de la 1400, care e și anul nașterii maică-sii prințului Charles, dacă știți. Așa, revenind, tot în Ardeal sunt și cei mai renumiți cardiologi din țară, în Târgu Mureș, și asta ne spune doar cam cât de gras se mănâncă în Ardeal. Bă, ardelenii ar putea să mănânce lejer porc umplut cu porc în suc de porc pe pat de porc. Bă, jur, e mai multă grăsime în mâncarea din Ardeal decât s-a strâns după liposucția Ozanei Barabancea. Bă, asta vă jur, chiar vă zic să căutați. La prima căutare pe Google, rețete Ardeal, eu am găsit lapte de bou. Jur. Și cred că a fost foame mare în Ardeal la un moment dat, dacă au ajuns să mulgă ugerul cu un singur mamelon, ca să mănânce ceva. Bă, dar măcar au palincă, pe care ardelenii cel mai probabil o beau ca să uite ce mănâncă. Pentru ardeleni, palinca nu e doar o băutură, e o stare de spirit. Băi, se bea atâta palincă în Ardeal, încât unde urinează boschetarii, periodic trebuie consolidate podurile. Bă, beau atâta palincă încât femeilor care alăptează li se dă etilotest mamar. Nu știu dacă știți. Iar palinca, acum serios, palinca e protejată la nivel european ca marcă, e protejată la nivel european spre deosebire de nevestele celor care o beau zilnic. Dar
Și mi-am dat seama de o chestie. Bă, Ardelini, eu nu prea cred că ei înțeleg cum funcționează treaba cu fructele. Pentru că dacă îi întreb pe Ardeleni, bă, bagi o palincă de prune sau bagi o palincă de gutui sau bagi o palincă de vișne, ei răspund invariabil, mere. Celebrul conte Dracula, sau Dracula, cum vreți, e tot din Ardeal. Pentru cine nu știe, Dracula e personajul ăla fantastic care sfârie când apare soarele ca pastilații la Untold. Și dacă tot am amintit de Dracula, vreau să-l salut pe celălalt ardelean care a devenit celebru pentru doi dinți din față și care stă la castel, Nelson Mondialu. Respect, maestre! Alba Iulia e tot în Ardeal și iar pentru însemnătatea zilei de 1 decembrie, Alba Iulia e al doilea cel mai important oraș după Tecuci. Pentru că fără muștar la mici aia, ne uneam degeaba așa ca proști. Să poposim un pic și la Harghita. Bă, locuitorii din Harghita sunt efectiv niște unguri înmatriculați în România. Ținuți în garaj de o bătrânică unguroaică. Atenție! Și vă zic, bă, ăia în Harghita ori vorbesc ungurește, ori vorbesc o română de zici că sunt exorcizați. Adică chiar nu înțeleg ce zic, să mor eu. La un moment dat am ieșit cu una din Miercurea Ciuc și la un moment dat i-am apăsat așa pe un sân. Efectiv, așa mai venit, s-a pus pe unul pentru limba română. Am fost și prin Covasna și se plângeau românii că pe aici, prin zonă, sunt plăcuțe bilingve. Și pe mine nu mă deranjează, pentru că eu când beau palincă adusă din Ardeal, eu și în București văd plăcuțele bilingve, vă jur. Ardealul se consideră buricul României, dar dacă Ardealul e buricul României, trebuie să vorbim și de fruntea lipită de acest buric, care este Clujul. Clujul se consideră capitala României și nu prea sunt de acord, pentru că, stimați clujeni, n-aveți suficienți moldoveni încât să fiți capitala României, vă jur. Evident, am mâncat și eu varza la Cluj și am de zis doar atât. Bă, dacă se apucă un clujean de sarmale, normal că le las așa. Da, mă, e acest clișeu cum că ardelenii ar fi lenți și... Bă, nu știu să zic dacă-s lenți sau nu, dar am fost la un masaj cu finalizare la Cluj și trebuie să vă zic că finalizarea vine abia în a cincea ședință. La numai 9 ore de condus de capitală avem fermecătorul oraș Brașov. Și probabil că nu știe multă lume, dar în Brașov, bă, se tot chinuiește să termine aeroportul. Nu știu dacă știți, se face aeroport în Brașov acum. Ăștia din Brașov, nu știu dacă știți, dar au scris Brașov pe deal ca să știe piloții unde e aeroportul acolo. Un alt oraș care face cinstea Ardealului este Sibiul. Și pentru mine Sibiu, trebuie să vă mărturisesc că a fost o experiență surprinzătoare. Pentru că față de sibienii la care cumpăr brânză în București, sibienii din Sibiu sunt mult mai deschiși la culoare. Bă, nu judec. Doamne ferește, zic. Sibiu se laudă că a dat României cel mai bun salam, dar știm cu toții că adevăratul salam e de la București. Și dacă tot vorbim de mezeluri lungi și reci, Klaus Iohannis e tot din Sibiu. Domn președinte, vă salut! Bă, după mine, Klaus Iohannis e cel mai longeviv mileu din România. Pentru că de când îl știu, stă acolo pe televizor. Oricum, chiar și așa pentru mine Ardealul va rămâne un loc în care o să merg întotdeauna cu plăcere, mai ales pentru femeile de acolo. Pentru că e singurul loc din lumea asta în care no poate să însemne și da. Mersi frumos!